numele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Secretul. A sosit timpul ultimei noastre confruntări, Oscar. Lupta finală! Du-te, prietene! E ultima ta misiune! Ce e asta? Nu, nu are rost să te miști. Dar cum? Cine ești? Cine sunt? Deținătorul cheii secretului ce te bântuie. De patru ori, patru indicii ți-au fost oferite. Și de patru ori, cele patru surori ți-au scăpat. Acum a sosit clipa. Clipa? Care clipă? Liniște! Trebuie să rezolvați repede acest mister și să vă pregătiți să înfruntați emisarul tenebrelor care tânjește și el după acest secret. Nu a fost un vis oarecare. Ni s-a transmis tuturor același mesaj în același timp. Iar eu am găsit asta pe patul meu. Ce înseamnă chestia aceea cu cele patru surori? Și cine e emisarul tenebrelor? Nu știu, nu știu! În orice caz, cele patru indicii se aflau cu siguranță în carnețelul meu, unde am notat toate fenomenele bizare ce s-au abătut asupra orașului. Atunci când domnișoara Clarisse a oprit timpul și ne-a aruncat în acele culoare oribile, sau când Claudette a pus stăpânire pe candidatele la concursul Miss Providence pentru a le lua frumusețea, sau când niște personaje de roman au evadat din imaginația lui Gondron ca să ne atace pe noi. Ești pierdut, Oscar? Nu mai știu nimic. Și totuși suntem presați de timp. Mulțumesc. Fii atent! Cineva vrea să pună mâna pe secretul din Providence și nimeni nu bănuiește nimic. Peste tot domnește liniștea. Ia spune, Baltazar! Să rămânem calmi. Nu știm dacă toate acestea sunt adevărate. Pentru tine nu e nimic adevărat, ci totuși... De ce gonește așa? Va la rodeo sau ce? Eu rodeo nerușinatului. Katia, stai așa! Ai văzut desenul de pe portiera trăsurii? Nu-ți spune nimic? Oscar ți-a dat un medalion! Sunt sigur că despre asta ne-a vorbit corbul. Cu acest desen pe el. Și atunci, emisarul tenebrelor? Să fie el oare? Bine, du-te după Oscar. Eu mă duc să cercetez. Te rog să fii prudentă! Arăt eu a fi imprudentă?
fost Galiari la dispoziția dumneavoastră? Cred că am greșit camera. Sunteți curioasă. Cred că așa se întâmplă în orice sat când sosește un străin, nu? Da, da, eu sunt Katia. Gata, nu vă mai rețin. Ședere plăcută. A fost o imprudență, Katia. De acord, de acord, Oscar, dar semnul este același ca pe medalion. Ce să caute oare în cimitire? Acolo, priviți, corbul! Pleacă din ce fața mea, dispari! Dispari! Oscar! Unde? Unde a dispărut? Vă va costa scump indiscreția asta! Alergați cât puteți, tot nu veți scăpa! Pe aici, repede! Haideți, ieșiți afară, doar nu vă e teamă! Ce vrea ăsta de la noi? Nicun, mă tem! Corpul a spus că sunt patru indicii! Da, dar care e legătura cu pergamentul? Această comoară asigură echilibrul dintre bine și rău. Cele patru indicii sunt singura noastră șansă să ajungem la comoară înaintea lui Galiari. Nu mai avem timp de pierdut. Magazinul meu! Nu puteți să scăpați! Gata, gata! Oprește apa! A fost o explozie zdravănă, ce zici, Oscar? N-am putut face nimic, știi cum a izbucnit? Nu, dar sper să vă pot spune în curând. E acolo! Oscar, Galiari vrea să ne elimine, spune, ce ne facem? Trebuie să ne grăbim. Îți amintești de cele patru surori? Este numele pe care marinarii îl dau punctelor cardinale. Fiecare indiciu trebuie să corespundă unui punct cardinal, nord, sud, est și vest, iar comoara se găsește la intersecția celor patru puncte. Toate bune și frumoase, dar care sunt indiciile și cum le găsim? E drept că am avut parte de multe aventuri bizare. Semnul lui Galiari e identic cu cel de pe medalionul tău. Ia priviți! Nu ți-amintești nimic, Marten? Seamănă cu cercul malefic. Da, și în visul meu comoara din Providence apărea ca într-un cerc. Ai căzut pradă cercului malefic. Singura modalitate de a te elibera era să învârți cercul în sens invers. Ai scăpat cu bine. Ei și? Celelalte două indicii? Să mergem la Stanley, cu siguranță ne va putea ajuta. Până la urmă voi ajunge să cred și eu în secretul din Providence. E tare enigmatică povestea voastră cu indicii și puncte cardinale. Ia să vedem. Dar dacă... Da, asta e. Dacă le-ați spune pe locurile unde ați descoperit indiciile. Deci medalionul Katiei aici. Și un alt punct la mine acasă, unde ați găsit sfera. Mai rămân două. De ce nu grifonul? Monstrul acela care m-a vrăjit a intrat în lumea cărților ca să te lupți cu el. Spunea că e paznicul comorii și îmi dădea să rezolv o grămadă de ghicitori. Și când în sfârșit am răspuns, el a dispărut. Așa am reușit să-i găsesc pe Marten și Katia. Mi-a lăsat acest obiect. După celebrul tău pergament, comoara asigură echilibrul dintre bine și rău. Iar pe obiectul acesta se află tocmai simbolul acestui echilibru. Da, dar unde să-l amplasăm pe hartă? În dreptul librăriei mele, nu ne mai rămâne decât să-l găsim pe al patrulea.
Pergamentul care te-a condus spre Providence nu se referea la ceva anume? Cei șapte înțelepți au îngropat o comoară ce asigură echilibrul dintre bine și rău într-un loc fermecat. Cei șapte înțelepți? Îți amintești? Era un mină! Da, desigur, în mina dezafectată ai găsit picturi rupestre. Am văzut imaginea celor șapte înțelepți de care vorbea pergamentul. Eram chiar sigur că voi găsi comoara sub apele lacului subteran. Dar parcă o forță mă împiedica să ajung la ea. Deci desenul celor șapte înțelepți din peșteră e aici. Dacă presupunerile noastre sunt bune, comoara este aici. La vechiul castel. Bravo, mulțumesc pentru indicațiile prețioase. Noaptea nu e plăcută aici. De data asta are dreptate. Facem să intrăm acolo. E suficient să fii invitat. Priviți! Acolo! Da, asta e. Apropiați-vă. Capcană. Nu, Katia. Ați ajuns la capătul secretului. Apropiați-vă. Katia, Oscar, Martin. De mult doresc să vă cunosc în persoană. Dar cine ești și de unde știi cum ne cheamă? Nu am nume. Sunt ultimul înțelept. Sunt paznicul. Dar atunci ești... Da, Oscar. Eu păzesc comoara și vă urmăresc pe voi. Ne urmărești? V-am pus la încercare puterile și slăbiciunile. Toate pasiunile ce v-au animat pe voi și pe concetățenii voștri. Curajul! Vino de aici dacă ai curajul! Orgoliul? Da, stăpâne, sunt la dispoziția ta. Dorința de răzbunare? Și multe alte stări emoționale ce s-au manifestat în sufletele voastre. Dar de ce? Să văd dacă sunteți demni să păziți comoara din Covidon. Scuzați-mă, domnule, dar... Da, Martin, vrei să știi de ce v-am adus aici? Pentru că eu voi pieri. Cu toți ajungem la asta, chiar și cei mai înțelepți. Și e timpul ca voi să-mi luați locul. Dar cum? Tu ai fost cel care a manipulat totul? Puteți face mai multe decât credeți. Înainte de toate, trebuie să-l învingeți pe emisarul tenebrelor. Fără voi, totul e pierdut. Cine este acest doctor Galiari? Un vrăjitor malefic. A pus stăpânire pe sufletul lui Gedeon, corbul meu. Da, l-am văzut în cimitir, a fost groaznic. Stați așa, de ce să te credem? Poate că tocmai tu ne dorești răul. Ai rămas la fel de sceptică și perspicace, Katia. Dar trebuie să mă credeți, mie mi-a sunat ceasul. Mi s-a părut sau ați văzut și voi? Recunosc că nu aș crede dacă nu ar fi asta. Și ce să facem noi cu astea? Ei bine, folosiți-le! Nu vei pune mâna pe comoară, Galiari? A
Asta rămâne de văzut, marionete ce sunteți. Protectorul vostru a pierit, nu mai puteți face nimic, comoara e a mea. Repede să ne despărțim. Bună încercare. Dar se vede treaba că sunteți naivi. Nu ai scăpare. Sfârșitul e aproape. Ai încredere în instinctul tău. Luptă cu iluzia ca și cum ar fi ceva real. Fie-ți milă! E frică, Martin, dar trebuie să înfrunți frica aceasta, să o învingi. Nu am fost eu, nu e vina mea. Nu te vei apropia niciodată de comoară. Niciodată! Ești atât de aproape și totuși atât de departe. Ba, o voi găsi! O voi găsi! Toate la rândul lor. Mai întâi răpuneți adversarul. Sunt de acord, dar cum? Pentru a o proteja mai bine, uită de comoară, Oscar. Ia stai puțin! Katia Martin! Ține-te bine, Oscar! Felicitări, prieteni! Galiarea a fost ultima încercare pentru voi. V-ați descurcat de minune. Acum sunteți pregătiți. Reliefurile povestesc tot ce s-a întâmplat. Da, totul e aici. Priviți!
Bine ați venit! Înainte să existe viața și focul, se aude de acolo! Când continentele erau încă unite, am construit acest obiect. El conține toate cunoștințele noastre, toate energiile din cosmos. De acum înainte nu vom mai fi acolo. Voi trebuie să le păziți și să folosiți puterea lor. Să vegheați asupra orașului Providence. N-am zis că mă însor. Vă întrebați dacă sunteți capabili de asta? Da, oarecum. Aceste întrebări sunt de acum inutile, căci lumina se află în voi. Dacă nu cumva am visat totul. Iar eu mă întreb dacă nu cumva ați fost și voi în visul meu. Știu că experiența asta pare incredibilă, dar trebuie să o acceptăm. A fost voința lor. Hei, ați stat cam mult! Am auzit zgomote groaznice acolo. Am crezut că va exploda totul. Nu mai înțeleg nimic. Dar casele voastre au fost construite peste noapte. Nimeni nu știe cum. Deci ați găsit comoara? Ei bine, păi comoara... Ai văzut-o? Oh. Spune-mi. Da și nu, de fapt. Da, e foarte clar că vi s-a întâmplat ceva. Dar nu vreți să spuneți nimic. E dincolo de voința noastră, Stanley. În orice caz, bine că s-a terminat cu pățaniile acelea ciudate. Eu însă cred că aventura abia începe. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Ana Maria Vlad, Andrian Locovei, Ion Ruscuț, Florin Stan, Alexandru Rusu, Richard Balint, Doru Furte. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Ileana Iurciuc și Iona Burdan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.